Adevărații campioni se descurcă la fel de bine, nu doar în ring, dar și în viața de zi cu zi. Acest lucru îl demonstrează și luptătorul de K1 Stanislav Reniță, care de câteva luni s-a alăturat brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger. Acesta spune că a acceptat provocarea fără ezitare, întrucât tatăl său este militar de profesie, iar astfel are ocazia să continue o tradiție frumoasă de familie. Stanislav Reniță a schimbat mănușile de box pe echipamentul militar care cântărește peste 30 de kilograme. Luptătorul mondial de K1 spune că noul regim îl face mai puternic și disciplinat. Este un pic greu, fiindcă nu m-am deprins, e un pic greușor, dar în schimb ne deprinem, facem fiecare zi antrenamente. A fost pentru mine o provocare la care am acceptat-o, sunt mândru și merg înainte. Colegii lui Stanislav spun că luptătorul a dat dovadă mereu de ambiție și face față cu brio tuturor provocărilor. Este un băiat ambițios, curajos, da, vigilent, permanent, dă dovadă de bărbăție și inspiră și în cadrul grupului de luptă. M-au primit călduros, aici tot facem sport și tot mergem în același temp ca să demonstrăm că și Ministerul Afacerilor Interne sunt sportivi de performanță. Atunci când Stanislav are careva competiții sau antrenamente, împreună cu colegii noștri ne dorim să-i creăm condiții optime ca dumnealui să-și perfecționeze maestria profesională și să reprezinte atât brigada cât și țara la nivel atât național cât și internațional. Totodată, Stanislav nu își uită pasiunea pentru lupte. În cadrul unității, acesta are ocazia să facă sport de performanță într-o sală bine echipată. Câteodată nu reușesc să plec la antrenament, sunt nevoit să antrenorii să vii să mă ajute în etapa mea de pregătire. Nu renunț, fiindcă vreau să combin și lucru și sportul. Cei doi antrenori, care îi sunt și prieteni, nu îl menajează deloc după o zi grea de muncă. Mai mult parte a antrenamentului merge la limitarea greșelilor, eliminarea greșelilor, pentru că foarte mulți sportivi, deja de la când ajung la o înălțime anumită, încep a lucra asupra greșelilor. Și foarte mulți adversari lucrează, studiază greșelile adversarilor. Навыки у него были уже подготовлены, нам оставалось доточить, только обучиться новым приемам, новым техникам. Stanislav Reniță are 26 de ani și este originar din orașul Basarabeasca. Acesta a fost declarat pentru al treilea an consecutiv cel mai bun luptător din Republica Moldova în formula K1.